Cercetătorii de la stațiunea legumicolă din Buzău uimesc din nou. Specialiștii în legumicultură au în studiu o plantă despre care se spune că va reabilita suprafețe mari de terenuri degradate. Este vorba despre salsola, o plantă cu multiple întrebuiințări pentru agricultură, dar care este extrem de gustoasă. Salsola a fost adusă din Noua Zeelandă și de mai mulți ani este cultivată experimental în serele din Buzău. Este foarte gustoasă, aromată, dar nu pentru aceste calități este valoroasă. Vorbim de o plantă alimentară, o plantă valoroasă, gustoasă, apreciată ca legumă, poate fi consumată în stare proaspătă, în diverse preparate culinare, chiar foarte gustoasă. Duce ușor spre salată, dar mult mai parfumată, mult mai cu un buchet mult mai plăcut, mult mai atractiv decât salata, și uitați că poate fi consumată în perioada aceasta când temperaturile sunt ridicate, când salatele deja nu mai sunt bune pentru consum, pentru că, așa cum știm, devin lăptoase, devin amărui. Pe de altă parte, salsola are proprietatea de a extrage sarea din solul în care crește și de aceea este văzută ca un leac pentru terenurile degradate. Salsola este o plantă extrem de prețioasă în contextul în care România are suprafețe mari degradate prin salinizare. Cu această plantă pot fi salvate multe terenuri. Poate fi cultivată cu succes în terenurile degradate, în terenurile sărăturate. Ba chiar aceste ghiveci le udăm cu apă sărată să vedem cât rezistă aceasta, la ce concentrație de sărătură rezistă. Până acum ne-a încântat. Practic, putem să o erbicidăm cu sare. Toate bruiile din jurul ei mor datorită sării, însă această plantă rezistă. Ceea ce este interesant, că această plantă este comestibilă, este foarte gustoasă, acest lăstar pot fi consumați în stare proaspătă, în salate, în diverse preparate culinare, sunt foarte gustoși și, așa cum știți, România are suprafețe mari de terenuri sărăturate și cu această plantă putem să salvăm aceste terenuri. Dovlecelul șarpe, care la maturitate capătă gust de tomată, un soi de castravete pentru diabetici cu origini în Mexic, și dovlecii, din care se produc bureții naturali, sunt doar câteva dintre soiurile unice aclimatizate în ultimii ani la Buzău. Anul acesta este deosebit în ceea ce privește producția de struguri. Viticultorii cred că este un an de referință din punctul de vedere al caracterului de soi. Condițiile climatice au fost deosebite. Andrei Sorică, vinificator la o cramă din județul Tulcea, spune că atunci când cantitatea de struguri este mare, te aștepți să nu ai o calitate deosebită a strugurelui. Dar 2021 este o excepție. Eu am așteptări foarte bune de la recolta acestui an, în primul rând datorată faptului că am avut un an cu precipitații ceva mai abundente decât precipitațiile din anul precedent, și totodată mizez pe faptul că în această perioadă, este o perioadă de secetă, este o perioadă foarte călduroasă, perioada în care strugurii extrag cantități foarte bune de zahăr. Totodată și producția este una medie, să spunem, nu este o producție exagerată care putea interveni în urma precipitațiilor abundente. Avem o producție medie anul acesta datorită faptului că anul trecut a fost secetă și oarecum vița de vie este în acest an, să spunem, într-o perioadă de recuperare. Cum va ieși vinul până la urmă? Din punctul meu de vedere, vinurile vor ieși calitative, cel puțin la noi. Am fost acum câteva zile în plantație, strugurii se prezintă foarte bine, foarte sănătoși. Se prezintă exact cum ar trebui ei să fie în această perioadă. Noi căutăm să avem calitate premium la toate vinurile. Și, din punctul meu de vedere, perioada aceasta mai călduroasă înainte de recoltare avantajează absolut toate soiurile. Vinul alb, vinul roșu, care va fi, să spunem, vedeta de anul acesta? Toate, eu spun. O să ne axăm și pe vinurile albe să ne iasă totul bine și pe vinurile roșii să obținem calitate mult mai ridicată. Un an viticol bun este un an bun peste tot. Acum depinde de fiecare viticultor în parte cum a reușit să mențină starea de sănătate a plantației și mai departe tehnicile pe care le folosește în procesul de vinificație. Ce prevăd eu, cel puțin la noi, prețurile cred că o să rămână momentan la același nivel ca și până acum, ținând cont de faptul că nu sunt producțiile atât de mici, adică sunt producții medii care ar fi trebuit obținute an de an pentru a obține vinuri de calitate.
Este foarte important ca România să continue să exporte cereale, dar în paralel să dezvolte și un sector zootehnic puternic, pentru că înseamnă valoare adăugată, îndeamnă directorul executiv al Asociației Producătorilor de Porumb din România, Alina Crețu. Ea spune că lucrurile au evoluat în bine în România în agrobusiness, iar acest lucru se vede în recoltele foarte bune de cereale, dar este nevoie de măsuri de sprijin concrete din partea autorităților pentru procesare și industrializare. Nu putem să cerem fermierilor să se specializeze peste noapte în a nu mai produce grâu și să facă făină, biscuiți sau pâine, declară Alina Crețu, directorul executiv al Asociației Producătorilor de Porumb din România. Susținerea directă a acestor activități trebuie făcută prin noul plan național strategic, astfel încât mare parte din grâul produs în România să se proceseze aici. Ne dorim cu toții procesare și chiar și cei mai mari fermieri își doresc să aibă siguranța că vând, a explicat directorul executiv al APPR. Ea adaugă că zootehnia locală ar fi prima piața a produselor agricole de bază și că o parte din porumbul românesc care pleacă în Spania și ajunge ulterior în România ca jambon ar putea fi folosit pentru a produce mai multă carne de porc, un sector aflat în dificultate. În plus, amintește Alina Crețu, țări precum Franța, Spania și Portugalia, state în care este mai cald și secetă și care nu au un teren așa de fertil cum are România, fac investiții constante și majore în irigații. Nu mai scăpăm de pesta porcină africană. În ciuda măsurilor luate de autorități, apar noi și noi focare de infestare. În județul Iași, situația nu este deloc liniștitoare. Corespondenta noastră, Raluca Daria Diaconiuc, vă prezintă mai multe detalii despre această molimă care afectează și mare parte din Moldova. La nivelul județului Iași sunt active 8 focare de pestă porcină africană la porc domestic. 2 sunt în Poduiloae și câte unul în Țigănaș, Zagavia Maxut Todirel, Scobinți și Vânători, ultimul fiind declarat în urmă cu câteva zile, spun reprezentanții DSVSA a Iași. De asemenea, aceștia mai precizează că urmăresc pe teren aplicarea programelor de măsuri specifice în aceste localități vizate și pe fondurile cinegetice din zonele afectate. Se fac controle împreună cu cei de la poliție pe arterele de circulație din întreg județul Iași pentru a se vedea dacă vorbim de comerț ilicit cu suine, mai spun reprezentanții DSVSA. În ultimii 2 ani, la nivelul județului Iași, au fost declarate închise în urma aplicării planurilor de măsuri stabilite de Centrul Local pentru Combaterea Bolilor, 38 de focare de pestă porcină africană în 26 de localități. A început valul 4 al pandemiei de COVID-19, încă o localitate cu rata de infectare alarmantă. Localitatea Ignești, județul Arad, a ajuns la incidența de 10,14 la mie, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis impunerea de restricții aferente acestei incidențe. Astfel, circulația pe timpul nopții după ora 20 este restricționată doar la motivele întemeiate, iar programul operatorilor economici a fost redus până la ora 18. De asemenea, în localitatea Desna, rata de infectare este de 5,33 de cazuri la 1000 de locuitori. Potrivit ultimei raportări, în ultimele 24 de ore au fost depistate 18 noi cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în județul Arad și s-au înregistrat un deces. Sunt 169 de cazuri active, dintre care 58 de persoane sunt spitalizate. În județul Arad, rata de infectare este de 0,32 de cazuri la 1000 de locuitori. De parcă nu existau suficiente dezinformări în mediile de informații cu privire la pandemia de COVID-19 care a îngrozit mapamondul, un grup de așa numiți creștini ortodoxi au elaborat o întreagă revistă antivaccinare. Broșura de 8 pagini care conține, citez, știri anti-COVID, antivaccin, referințe la controlul minții prin vaccinare, modificator genetic, un plan al forțelor demonice sau la modalități de căință pentru cei care s-au vaccinat, a fost distribuită în satul Gioagiu de Sus, județul Alba. În cursul zilei de luni, 30 august, de către 3 persoane necunoscute. Broșura, care are titlul de deschidere Vaccinul este un experiment. Nu vă vaccinați ca să nu regretați. Este la a 4-a ediție și a fost distribuită în mai multe localități din țară. Dacă v-ați vaccinat deja, nu disperați, căiți-vă, se intitulează unul dintre articole. Numere ale revistei au fost distribuite și în alte comunități rurale din țară. În Vrancea a fost deschis chiar un dosar penal pe numele unui bărbat care în luna februarie a distribuit primul număr al broșurii prin Focșani.
După cum ați aflat deja, până acum și probabil majoritatea dintre dumneavoastră ați simțit chiar în propriile buzunare, facturile la electricitate au fost bine căptușite în ultima vreme. Luate prin surprindere de efectele ribelarizării prețurilor și de nenumăratele greșeli ale furnizorilor de energie electrică, autoritățile încearcă să liniștească spiritele românilor cu facturi încinse. Ministrul Energiei anunță că guvernul va compensa facturile la electricitate pentru românii cu venituri medii sau consum mediu începând cu 1 noiembrie. Același demnitar a dat asigurări că această compensare se va face indiferent dacă legea consumatorului vulnerabil va fi votată sau nu în timp util. Conform declarațiilor ministrului citat de Ager Press, autoritățile vor să compenseze în totalitate această iarnă care începe la 1 noiembrie și se termină la 31 martie. Bucureștenii primesc încă o veste grea. Cei mai buni mici din capitală s-au scumpit. Comercianții din obor au făcut un anunț important pentru bucureșteni. Cei mai buni mici din zonă se scumpesc începând de azi, 1 septembrie, cu 30%. Cei care vor să consume acest preparat de azi înainte vor scoate din buzunar 4 lei pentru un mic, în loc de 3 lei bucata, așa cum era până acum. Potrivit proprietarilor terasei de la obor, cei mai mulți mici s-au vândut în perioada pandemiei. Ei au precizat că într-o singură zi, de 1 mai anul acesta, bucureștenii au cumpărat peste 7500 de mici. Incendiile de vegetație tot mai dese de la an la an și pe suprafețe tot mai întinse ar putea să ne schimbe obiceiurile alimentare. Mai în glumă, mai în serios, au început să apară voci care spun că va trebui să ne obișnuim cu vinurile cu gust de funingine și cenușă sau că restaurantele vor oferi măști contra gazelor atunci când vrei să mănânci pe terasă. Dar ce ne vom face când vom constata că unele alimente încep să dispară? Cercetătorii de la Universitatea Americană din Idaho au început să cerceteze efectele fumului produs în timpul incendiilor, mai ales asupra bovinelor. O cercetare de 5 ani la două ferme din zonă, plus observații asupra propriului șeptel al universității, are rezultate care pun pe gânduri. Incendiile sălbatice au dus la o incidență mai mare a bolilor. A crescut riscul mortalității vițeilor, ba chiar a apărut o epidemie de infecții ale ugerului. Și asta nu e tot. Cercetătorii au observat de asemenea o scădere semnificativă a producției de lapte de vacă. Să spunem că o vacă americană de lapte produce în medie 32 de litri pe zi. În cazul vacilor care trăiesc în zone afectate de incendii, media zilnică a fost de 1,5 litri, ceea ce îi sperie pe fermieri. Așa că spun cercetătorii americani, ținând cont de aceste date, poate că ar trebui să începem să ne obișnuim tot mai mult cu produsele vegetale, pentru că laptele va fi din ce în ce mai puțin. Problemele se adună în Marea Britanie, odată ce oamenii își dau seama că ieșirea din Uniunea Europeană costă din ce în ce mai mult. După câteva crize alimentare, după lipsa forței de muncă în agricultură și după scăderea numărului șoferilor, britanicii constată acum că nu le mai ajung medicii veterinari. Și asta pentru că în perioada pandemiei a crescut foarte mult numărul animalelor de casă, așa că acum vorbim de o penurie de medici veterinari în Regatul Britanic. Numărul medicilor este atât de redus încât este afectată și zona de urgențe medicale pentru prietenii necuvântători. De exemplu, o femeie a încercat timp de o săptămână să facă programare pentru animalul ei de companie, care avea nevoie urgentă să fie văzut de un medic veterinar. Ea spune că veterinarul la care a apelat făcea doar consultații telefonice. Britanicii se întâlnesc cu astfel de situații de mai mult de un an și jumătate, iar pe lângă o programare pentru controlele de rutină, stăpânii de animale trebuie să mai aștepte foarte mult și pentru rezultatele analizelor. De partea lor, reprezentanții veterinarilor din Marea Britanie spun că nu fac față numărului mare de animale și asta pentru că foarte mulți oameni și-au luat animale de companie anul trecut pentru că au stat foarte mult acasă. Pe de altă parte, din cauza Brexitului, mulți veterinari europeni au plecat din Regatul Unit. Un armăsar de rasă aparținând unui cetățean din Ciuruleasa, a cărui valoare este estimată la peste 7.000 de euro, a fost atracția târgului tradițional de animale de la Câmpeni. După atâta timp în care am avut restricții cauzate de pandemie, moții au putut să își vândă animalele și să aducă un venit în plus pentru familiile lor, a declarat primarul orașului. Au fost în târg multe exemplare frumoase de animale, iar cumpărătorii au avut de unde alege. Autoritățile au anunțat că târgul de la Câmpeni de anul acesta a fost un real succes. Sute de animale au fost date spre vânzare, evenimentul fiind un prilej numai bun pentru moți să socializeze, după atâta pauză datorată pandemiei. Edilul orașului și-a luat angajamentul cu această ocazie că împreună cu toți colegii din primărie și alături de consilierii locali să facă tot ce este posibil pentru a sprijini crescătorii de animale din zona Munților Apuseni.
Canadienii încep să privească cu teamă mersul la cumpărături, pentru că prețurile la mâncare cresc tot mai mult în ultima vreme. Oamenii sunt obligați să plătească mai mult pentru produse alimentare, deoarece seceta severă determină creșterea prețurilor la produsele agricole. Analiștii piețelor spun că este posibil să existe mai multe creșteri ale prețurilor în această toamnă. Declarații neliniștitoare pentru canadieni vin după ce, de exemplu, creșterea prețurilor cu amănuntul din carnea de vită din ultimele două luni a fost greu de acceptat. La unele sortimente, creșterea a fost cu 10-15%, iar la altele prețurile s-au majorat chiar cu 20%, iar Oficiul Canadian de Statistică a și calculat că un kilogram de coaste s-a scumpit de la 37 la 42 de dolari canadieni. În plus, prețul făinii, al cerealelor și al produselor de patiserie a crescut constant din primăvară și se așteaptă mai multe majorări în această toamnă, așa că oamenii au început să cumpere tot mai mult, situație care în niciun caz nu aduce liniște în piață, pentru că cererea crescută va duce la prețuri și mai mari. Cei care răspund de alimentația canadienilor au găsit imediat explicații pentru această situație, explicații care însă nu vor ține prețurile pe loc. Ei spun că de vină ar fi creșterea populației globale care determină cererea pe termen lung de alimente, precum și un dolar canadian mai slab, dar și redeschiderea restaurantelor. Mai mult, în acest an, prețurile alimentelor sunt de asemenea afectate de căldura extremă și seceta care a lovit Canada, ceea ce a dus la recolte mai slabe. De exemplu, în vestul Canadei se estimează că recolta de grâu din această toamnă va fi cu 35% sub nivelul de anul trecut. Agricultura la raport, cel mai urmărit talk show agricol din România, va aduce în atenție subiecte de actualitate din sectorul agricol. Realizatorul Ovidiu Ghinea și invitații săi vor dezbate cele mai noi aspecte referitoare la politica agricolă comună, Casa Unirea, precum și declarațiile recente ale ministrului agriculturii Adrian Oros. De asemenea, ediția care va începe imediat după știri vă oferă o privire de ansamblu asupra prețurilor cerealelor în acest sezon. Doamnelor și domnilor, și în această ediție de Agricultura la raport voi continua să discut despre subiectele de larg interes. O atenție deosebită o voi acorda Casei Agroalimentare Unirea, să vedem ce se întâmplă acolo, ce decizii vor lua cei care conduc această casă agroalimentară, de ce a ajuns în situația în care a ajuns. Bineînțeles că vom aborda și alte teme, alte subiecte, discutăm despre noua politică agricolă comună, o să vorbim și despre campania de toamnă, despre cât de bine au reușit să valorifice producția fermierii noștri, cât au vândut, cât au păstrat, ce așteptări au în perioada imediat următoare. Sunt subiecte de larg interes, o să vă prezint de asemenea și niște fermieri mai mulțumiți. Și lucrul ăsta se datorează în primul rând faptului că pot iriga. Sunt oameni din zona Moldovei care practic au reușit să-și asigure producțiile datorită acestor irigații. Vă invit ca de fiecare dată să urmăriți Agricultura la raport. Jurnalul AgroTV se încheie aici. Urmăriți și celelalte canale media AgroTV pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în sectorul agricol. Vă doresc numai bine și spor în toate! La noapte, în regiunile nordice, nord-estice, centrale, precum și la munte, vor mai fi înnorări și pe alocuri va ploua slab, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil, spre mai mult senin. Vântul va continua să prezinte intensificări în zona montană, local cu viteze de 60-80 de km pe oră, chiar susținute pe crestele Carpaților meridional și de curbură, unde rafalele vor depăși 90-100 de km pe oră. Și pe spații mai mici și la cote mai reduse în estul țării, iar în rest va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade și vor caracteriza o vreme răcoroasă în cea mai mare parte a teritoriului. Izolat și trecător se va forma ceață. Mâine, vremea va fi răcoroasă, în special în regiunile nordice și centrale. Temperaturile maxime se vor încadra între 17-18 grade în nordul Moldovei și în depresiuni și 26-27 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Cerul va avea înorări temporare și pe suprafețe mici la munte și în centru și izolat în estul și sud-estul țării va ploua slab.
Vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a teritoriului, cu viteze în general de până la 65-70 de km pe oră în Moldova și Dobrogea, dar și în zona montană, cu rafale ce vor depăși pe crestele Carpaților meridionali 90-100 de km pe oră.